începi, nu? Da, putem începe ședința, da, pentru că sunt 14 că 9, 13, da, 13 din cei 15. Dacă sunt discuții la procesul verbal, l-ați primit, nu? Da. Dacă nu, s-ați supus la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Dar dăm cuvântul domnului Mas să încearcă în conformitate cu dispoziția articolului 39 legii administrației publice în vocare, sunteți invitați la ședința ceva avea lor și data de 24 a 10 a 2017, ora 13, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind analiza execuției bugetare la data de 30 ianuarie 2017. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului și aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului pentru transport școlar Bacău 07 NSF, proprietate privată a Comunei Balcan, județ Bacău, pentru anul școlar 2017-2018. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul Comunei Balcan. 5. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea unor lucrări de reparație și întreținere a drumurilor, podurilor și podețelor din Comuna Balcan, în vederea completării și actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Balcan. Proiect de hotărâre 6. Proiect de hotărâre privind prezentarea raport de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la UAD Balcan, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Balcane a domnului Borto Ștefan. Și 8 diverse. Dacă mai sunt și alte puncte care să le adăugăm la... Dacă nu o supunem la vot, ordinea de zi. Cine este pentru? Proiectele privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. Da, în discuții, dacă sunt, v-ați avut materialele. Funcțiilor publice, asta înseamnă că poate administratorul sau... Nu, 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 cu speranța și am încredere în raportul făcut de domnul primar că doar sunt funcții publice și că nu contractuale, să vă zic, da? Da, contractuale câte avem la primărie? Niciuna bun. La TV, la statul public? Funcții contractuale, câte avem? Nu. Asta e pentru funcții publice, da? Nu aveți. Nu. Data viitoare. Atât. Dacă mai... Nu m-am. Nu mai sunt alte. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se abține cineva? Două abține. 2. Proiectul de hotărâre privind analiza execuției bugetare la data de 30. Asta trebuie aprobat prin Consiliul Local, știți, la fiecare, în fiecare trimestru să aprobe execuția bugetară. Cheltuielile, cred, care au fost la 3 luni zile. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ghiu. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL numărul 83 din 27 privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului pentru transport local, școlar Bacău NSF. E vorba de microbuzul Școlii Frumoasa. Traseul trebuie să mai facă o cursă lunea sau miercurea la schit, la școala la PJ Balcan. S-au înțeles între ei, domnii directori între ei, e necesar, cursa nu se încadrează numai cu microbuz. Dacă sunt discuții.
Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Noi, de hotărâre privind aprobarea modului 4. De hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul Comunei Balcani. Asta e vorba de registrul agricol. A apărut o lege acum nouă și conform legii trebuie aprobată ținerea la zi a registrului agricol în Consiliul Local, da? Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Toți sunt pentru. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea unor lucrări de reparație și întreținerea drumurilor, podurilor și podiețelor din Comuna Balcani, în vederea completării și actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Balcani. Cu proiectul ăsta pe nedeleni am izbit și de drumuri și de diguri și cu apii de românii. Acum nu mai trebuia, dar nu e asta, mai trebuiau aprobarii, dacă e trecut toate drumurile podru, podeții sunt trecute în domeniul public. S-au găsit câteva podeții care le-am făcut după alea de tablă, care nu erau trecute. Și ca să putem face reparații și la drumurile astea, la podurile astea, trebuie trecute în domeniul public, al primăriei. Da? Dar ați trecut. Nu v-a dat lista cu toate poturile. Sunt trecute aici. Nu le-ați avut. Da, le-am avut. Dacă mai știți vreun pod care este scăpat din alea care așa, sau un podeț, sau vreo punte pietonale. M-am uitat la poduri și bodeți în toate sarele alu, dar și n-am văzut niciunul la Malchino acolo. E trecut bodeț? Da, e trecut în... Nu l-am văzut aici. E trecut în... În monitorul ăla e trecut în monitor. Deci e trecut. E trecut, da. E 20 de ani. Nu. 10 de altul. La domnul Abraham acolo care e trecut. Da, e trecut ăla. Chiar am întrebat de ăla și de... Când am văzut niciun bodeț alu, da? Și apoi chiar nu este niciunul. Da. E trecut. Mai este unul aici la Balcani. Asta lângă doamna Ana. Nu-i trecut, nu-i trecut, așa, expresia am zis lui doamna Ana, ce știu ceva. Domnul Gânga? Este un podeț la mine, la poartă, care nu-i trecut, care vine de la Olare, apa de la dealul. Deci podețul ăla e cu diametru de un metru, e mare, nu-i trecut. Și... Înainte de podul mare. Înainte de podul mare. Noi chiar l-am... Da, și am avut noi un proiect de hotărâre inițiat de dumneavoastră cu banii alocați pentru intemperii. Erau trecute 6 punți pietonale. Unde le prindem? Le mai facem sau nu? Că nu s-a făcut nimic în privința acelor punte. Nu știu care 6 punți. Păi uitați, destul de clar spune. Banii care s-au alocat 380.000 de lei de la guvernul Cioră și atunci, spune că s-au alocat pentru 6 punți pietonale în satul Schitu Frumoasa. Și spune, la Palășoană, la Botezatul, din astea 6 punți nu s-a făcut niciuna. Am făcut, da. Nu-i făcut. Nu stai, e trecut diga acolo? Unde? Eu vorbesc de banii care s-au luat rândul trecut. Da. Care au venit de la inundații. De la inundații. Da, deci la ora actuală, din 6 punți, nu s-a făcut niciuna. Păi la ora actuală, din 6 punți, a făcut 300 de metri. Ați făcut 300 de metri de dig, înțeleg, da. Dar astea 6 punți, le mai faceți? Le-ați făcut, am înțeles. Deci banii s-au cheltuit normal, pe digul, da? Eu n-am spus că ați alocat bani. Am înțeles. Deci astea 6 punți, le prindem în proiectul ăsta? Da, dar nu sunt trecute. Păi nu sunt trecute, păi tocmai de asta. Deci astăzi le prindem în amendament să trecem astea 6 punți, exact cum sunt trecute în proiectul de acum un an. Și spune destul, la punctul Năstasă, punctul Bogaciu, acolo, stați, ne-am să aminti. Acolo nu putem face nimic ca până la drumuri să fac ei podeți scris în proiect. Păi, adică după ce îți face digurile și astea, vedem care e. Da, treci, la trecem, dar nu... Da, și da. Botezatul toate coștile, sunt punțele alea două de la schit și referitor la puntea aia care a pus-o acolo, îi strâmbă, măcar puneți, hai să-i punem o bară acolo la unii... La pul. La puiul, dacă îngheață, deci dacă îngheață, alunică piciorul și duce băieță jos, e pericol. Deci hai să facem măcar să punem acolo o bară până când rezolvăm situația cu
cu punțele. Bara, dar nu e, nu este. Puntea e strâmbă, are o înclinare de 15-20 de grade, deși pericolă. Acolo e pericol, nu se poate alea ceva. Este bara de la Vale de Podieț, în jos acolo. Bă, este de la Vale de Podieț în apă, dar noi nu trebuie să ne uităm în apă. Noi trebuie să punem mâna pe ea când trecem puntea. Da, nu spun bine despre ce vor, dar... Dar din vorba de sudat, asta nu stientuiere, avem oameni noștri la primărie. Tocmai de asta să ținem cont. Pentru că noi votăm, bani trebuie să ceriți ca să aprobăm pentru preparațiile astea, dar să facem și lucrurile care sunt mai urgente. Și referitor la poduri, am inițiat un proiect de hotărâre care probabil pe viitor se va face. Avem două poduri foarte urgenți în satul Schitu Frumoasa. Îți trecute aici în proiectul ăsta care, care l-ați inițiat, dar își vrea, chiar să mergeți la fața locului să vedeți despre ce e vorba, întâi să facem podul care într-adevăr necesită o urgență foarte mare, întrucât că e un drum principal și trec mașini de 60 de tone, și să aibă prioritate la reparații. Că așa dumneavoastră puteți să faceți de aici ce votăm noi, puteți să faceți orice, dar am rugămintea să facă prioritatea asta. Deci nu cer prea mult, cer ce e necesar și urgent pe un drum principal. Da. Cam atâta. Proiectul l-am depus în drăguță. Da, chiar vreau să uitați proiectul acum. Deci nu domnul, Petric. Da. Hai să mă terminăm o dată. Da, mai degrabă la ideea. Ăsta e proiectul nostru. Care pe Facebook a zis că lucrați două săptămâni. Iată, ne-ați adus o cerere. Nu-i proiectul ăsta. În spate lui trebuie o grămadă de făcut, da? Și eu le fac. În timp le fac picioare. Da, dacă primar. Faci un proiect de hotărâri și tot ne lăudăm cu proiect de hotărâri, că lucrăm la proiect, hai să le facem ca lumea, da? Vii la primărie cu oamenii care, din domeniu care se pricep la din astea. Probabil nu poți să priceapă fiecare la proiect de hotărâri. Îți trebuie niște legi, Ai venit aici privind proiectul, privind repararea celor două poduri din satul Schitu Frumoasa, din punctele de la școală. Expuneri de motive. În fapt, aceste două poduri au vechime de peste 60 de ani. Prezintă pericol public, nu? De asta nici nu l-am scos, că am scris că vorbesc cu tine după. Nu, faci nu, nu, e foarte bine că le-am discutat în ședință. Da, le facem, îți faci de urmat. Noi nu le putem face într-un an, toată comuna să iese. Primar, referitor la replica care trebuie să vă dau, în apărarea mea. Am venit, da, corect. Am venit de două ori la primărie, am contactat secretarul comunii, secretarul care trebuie să asigure unui consilier, să asigure îndrumare și tot ce este necesar pentru a întocmi un proiect, acel secretar nu l-am găsit, pentru că nu avem secretar. Poate cu bine dispoziție, este un locuitor. Domnul primar, uitați, era domnul... Păi el era. Păi era de și răspuns. Era, și răspuns era. Și am cerut să mă ajute, să mă ajute cu acel proiect și v-a spus că... Nu știi, fă-l cum secretarul nu da, da, l-am cerut. Secretarul are obligația să dea consultare juridică unui consilier. Eu am făcut acel proiect cum am priceput. Deci sper că este prințeles. Dacă secretarul dădea un ajutor, îl făceam legal. Deci atâta timp cât eu nu am găsit... Trebuie un compartiment de specialitate să te interese. Eu, ca urbanist, când se va organiza... Eu am fost acolo. Trebuia să-mi acorde asistență. Că așa spune în legea 200. Dar apoi zis că ți-a acordat asistență. Și ce asistență mi-a acordat? Ce asistență? Că destul de clar mi-a spus că are prea mult de lucru, pentru că noi într-o ședință de Consiliul Local vorbim prea mult. Eu nu cred că vorbim în folosul nostru. Noi suntem niște consilieri care avem de spus ceva, da? Eu dacă am venit cu un proiect și... Asta am vrut să arăt faptul că ăsta nu-i proiect. Se putea face, dar veni la mine să discutăm despre el. Așa m-a îndrumat secretarul comunii. Cum te-o îndrumat? Deci așa mi-a spus. Dacă îmi spunea altfel, domnule, nu-i bun, trebuia să nu-l primească. Dar nu-l primească, are numărul de registrare. Orice cerere bun, râs sau orice proiect, trebuie registrat. Trebuie la secretar. Eu urmă în compartimentul de specialitate. Iar ca să terminăm, domn primar, să terminăm tot balamucul. Faceți dumneavoastră unul mai bun, că sunteți specialist. Păi da, asta vreau să fac. Da, asta vreau veni să fac. O problemă. Și-am eu făcut. Dar eu am venit cu proiectul, cum am priceput, nu trebuie să ne certăm aici. Dar nu? Ce ni se ceartă? Păi, am făcut vreun proiect, vreo lucrare de rea calitate? Sau faceți unul identic dumneavoastră și-l votez. Dar să fie cuprins astea două poduri. Eu nu vreau să mai văd. Asta am început să fac acum. De ce? Am zis că spași de urmat, nu poți face pe azi pe mâine. Păi de urmat, Da. Deci nu e nicio problemă asta. Eu n-am venit cu răutate în primărie. Dar nici n-am zis că ai venit cu răutate, dar deranjează câteodată niște posteri care... Dar deranjează și când postați dumneavoastră că faceți... Dar face, deranjează. Face.
Deci doamna, nu spuneți că faci. Domnul Gânga, doamna contabil, v-a explicat un pic cum să faci un proiect. Să faci un referat, să faci... Eu știu că v-a explicat doamna contabilul Ioși Maria. Referatul respectiv să faci cu, trebuie să inițieze secretarul comun. Ceea ce eu nu l-am găsit. Poate pe viitor vom avea și noi un secretar. Poate Dumnezeu ne ajută, da? Cu asistență juridică, cu tot ce trebuie. Înseamnă că stă primăria pe loc, că nu-i secretar. Îți prind dispoziții, îți date la alte persoane din primărie. Dumneavoastră spuneți când postez eu ceva pe Facebook. Dacă dumneavoastră postați pe Facebook, ați făcut... Domnul președinte, dar haideți, domnule, haideți, domnule, să facem politică. Am venit să facem ceva, să punem în practic ordinea de zi. Corect. Haideți. Da, voi vorbim la diverse. La diverse. Mai are cineva de... Vreau să... Domnul primar, sunt de acord să se propun domnul Gânga, dar vă rog frumos, dacă se poate, pe cât posibil, să țineți cont de toată comuna, nu numai de un sat. Pentru că comuna Balcanul este compus numai de satul Schită Frumoasă. Nu că aș avea ceva... Da? Cu toate că am văzut că foarte multe lucrări sunt axate mai mult pe Schită Frumoasă. E dă-mi exemplu. Dacă uite, tot dă-mi exemplu. Uitați, asistiți materiale. Nu intrați în detalii, că dacă nu iese... V-ați uitat pe materiale? Lasă, domnule, astăzi cum adică, astăzi de viitor. Îți de viitor, da? De viitor, dar nu. De viitor e altceva, da? Ministru promoi, că nu numai din satul Schită Frumoasă. Că nu poate în limita... Așa, eu m-am axat mai tare pe Schietu, fiindcă era numai inundat, ori au fost probleme mai mari. Și iar, l-am făcut și în Balcan, și în Ludaș. Și satul Ludaș a fost afectat. Și la Frumoasă, Frumoasă. Nu putem, așa e, suntem aleși de toată comuna, toți oamenii cetățenii dau taxe, plătesc taxe și impozite la primărie, așa nu putem baga toți banii pe un post, dar și rezolvă toate. E mai mult paravlajeala asta, știi? Dar toate le rezolvă. Bă, dar așa, pierdeți-vă Facebook-urile astea, mă. Două ori stăm la ședință ca să văd cum am pus ăla pe Facebook, am coarne să... Haideți, domnul primar, deci la urmă, vă rog. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul următor. Proiectul de privind însușirea. Și aprobarea. Nu, prezentarea. Noi e 6, da? Dar la proiectul. Prezentarea. L-ați avut? Îl mai citesc o dată? Nu mai e nevoie. S-au rezolvat toate aproape, nu? Da, mă, era ceva la care... Da, ne-am trimis la prefectură, chiar ați mulțumit domnul Cure și nu trebuie ceva așa. Aici numai o leacă, dar... Da, spuneți. Aveți primarul UAT, adică dumneavoastră, domnul. Da. Nu a respectat unele atribuții expres prevăzute de lege și anume... Nu aprobare regulamentului intern. N-are legătură cumva cu funcția aceea care mă deranjează pe mine? Nu? Bine. Aia, dacă n-are legătură, bravo, felicitări pentru activitate. Altceva. Atât. Dar asta o supunem la vot? Nu, dar era vorba să fie raport. Nu, nu, era vorba să așa, așa, la prefectură să prezentăm în ședință. 7. Proiectul privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Balcan, județul Bacău. Avem un nou domn consilier, liberal. Într-adevăr, sunt doi liberali în Consiliul Local. Domnul Gerban și domnul Bordor, da? Ceilalți nu sunt liberali. Cât veniți acum, n-au nicio treabă. Da, dar nu facem politică. Dar nu faci politică. Domnul secretar. Da. Nimic nu. Pui o mână pe Constituție, una pe Biblie și una la spate. Și una la spate ții de ăștia. Eu și tot. Că ții. Atenție. Și tot. Nu mă jurăm. Aici ia. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință pe ceea ce stă în puterile și principierea mea pentru binele locuitorilor Comunei Balcani, județul Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. La restaurant, la nu avem ținut. La o nuntă. Știm, la o nuntă. Nu știu, dar mă la PNL. La de lucru.
la diverse, nu? Păi da, nu? La diverse. Dacă mai aveți de... la diverse. Nu, dar înainte la diverse, vreau să vă spun. Știți, noi am avut niște procese cu domnul Cioinigel Vasile, în Lutaș, în care ne-a venit rezoluția la 1, 2, 3, 4, 5 procese. Le-am câștigat pe toate, hotărâri definitive și irrevocabile, la care trebuie să îmi plătească suma de 1.500, 3.000, 4.500, vreo 70 de milioane primăriei, domnul Cioinigel Vasile. Dacă vă interesează, eu trebuia să vă spun și de asta, că am început demersul pentru recuperarea banilor. De acolo alte probleme. Eu în legătură cu fântânaia la capre acolo. Capacul ăla, da, am vorbit. Capacul, dacă nu se rezolvă, măcar îl plătesc eu pe cineva să-l facă, dar nu vă supărați. Chiar nu mă supăr. Dacă... Așa. Ca să știu, toată lumea mă întreabă și chiar e pericol acolo. Două persoane întreabă și le-am promis că le fac, nu da. Mai pot nici timp, când nu mai e capac, dar vreau să fac tot frumos. Să arăt ceva frumos, dacă, da. Dacă nu se poate, pot, nu, cineva plătesc pe cineva. Da, sunt așa da? Indemnizația mică, îmi fac eu. Nu, nici nu e o problemă. E salarul mai mare. Ați văzut cu primării, vreau să închid de când nu mai au bani. Păi da. Normal. Care-i balasul mașinile alea care este schetul și când îi prindem cu pentru, pentru că dacă apare gheața nu se înfundă, acolo e pericol. Că era, nu a fost pericol, când nu a fost dig, acum e mai pericol. Păi, că acum se duce în dig, atunci se duce în pârâu, nu se poate așa. De dig în pârâu. Și fac, da, așteptăm să apă și treabă mașinile. Și la fel. Pe diverse, chiar vă rog frumos, să ne scot de podurile alea două, nu cum zice colegul meu că Blaschit s-a făcut. Ăla e un pod nu lung, e 5-6 metri, atât are lungime, dar interesul e pe drumul principal. Am postat, ați văzut, te apuc și oarec și podul. Eu n-am zis că repar în 30. Dar nu durează. Așa a spus în șerii. Nu că repar, am zis că mai țin și 30. Da, da. Dar nu am zis că repar. La anul... Mă apuc de el, să am avizele necesare. Da. Iar cu Facebook-ul, da, adică eu m-am luat după dumneavoastră, dumneavoastră te-ați primul care postați pe Facebook. Postez lucrările care se fac în plan local. Da, și lucrările se fac cu acordul la toți. Păi nu cu acordul la toți, la care eu votat. Nu, domne, care votat, dar eu să votez cu două mâini de acum, și nu mă pune cu bugetul ăla, chiar de rău, sau cum nu. Dar nu are cum să fie rău, că eu nu fac eu să fie bugetul. Dar de acolo la anul. La anul. S-a dus 2018. Anul ăsta trebuie să ne mai retragem cu lucrările, de acum ne pregătim de iarnă. Că o să ving, am adus nisipul, am adus utilajele, le-am băgat la verificat. Da. Și cu lucrări de betoane, de astea nu mai merge, că e frig. Dar în primăvară ne apucăm. Și mai este stația aceea care am văzut că aveți materialul de la școală. Nu mai fost timp. Băieții lucrează la casa aia. E chiar la școală. Păi da, și nu au băieții ce strica, trebuie pus rentgen. Păi strică, nu strică băieții noștri, eu m-aș bucura era să era unul în poartă, într-o zi, stătea în poartă și era să șutau, erau 11 metri acolo, i-am găsit și eu. Dacă îi zici ceva, vine măsa, ei vină cu apă, și ai cu băieții. Noi să ne bucurăm, dar băieți, fii și obraz. Mai este cineva care mai are? Dacă nu, declarăm închisă ședința de astăzi. Da. Și ușor o scapar, da. Vă așteptăm la următoare.